Aș vrea, în după amiază aceasta, să vă aduc în față un singur verset din Sfânta Scriptură. Dar un verset care spune atât de mult prin conținutul său, încât ar trebui să ne dea de gândit fiecare dintre noi, fiecare dintre cei care ne ascultă, să-l punem la inimă și întotdeauna când vom face ceva în viața aceasta, să ținem cont de lucrul acesta. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse. Și iată că erau foarte bune. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că tot ce făcuse era foarte bun. Foarte bun. Există oameni care au un mod de diferit de a privi lucrurile. Fiecare dintre noi suntem diferiți, dar Dumnezeu dorește ca în biserică fiecare dintre noi să ne așezăm modul de a gândi la un nivel la care, privind anumite lucruri, să fim un tot, o unitate. Să privim lucrurile așa cum le privește și Dumnezeu. Am citit undeva că o familie a plecat în concediu. S-a dus la munte și într-o zi, pe când mergeau împreună într-o drumeție, au dat un semn interesant. Un semn mare pe care scria: aici ecoul e maxim. Și soțul avea un mod de a privi lucrurile, el repede s-a grăbit să zică: asta e o prostie. Asta e o prostie. Soția a privit semnul și a zis: uite, soțule, te rog, pune-l în încercare. Hai să facem proba. Strigă cât poți de tare. Soțul: asta e o prostie, nu, ce poate să fie cu aici maxim? Soția zice: te rog frumos să încearcă. Strigă ceva. Și soțul, privind lucrurile acelea, semnul acela, având modul acela de a privi lucrurile ciudat, strigă două cuvinte: mare prostie! Și nu se aude nimic. Ecoul nimic. Soțul zice: vezi? Am zis eu că e mare prostie. Mare prostie. Soția zice: știi ce? Te rog, mai încearcă o dată. Mai încearcă o dată. Vezi? Poate totuși. Și soțul mai încearcă o dată. Și strigă cât îl țin plămânii: sunt cel mai arătos bărbat din lume. Și după ce încheie, ecoul se întoarce înapoi și aude cuvintele: mare prostie, mare prostie, mare prostie. Fiecare dintre noi avem un mod de a privi lucrurile. Unii un mod mai negativist, unii mai pozitivist. Nu e bine niciunul, nici altul. Este bine să privim lucrurile așa cum sunt. Și când pasajul acesta, în Geneza, primul capitol, chiar ultimul verset din primul capitol, spune că Dumnezeu, după ce a creat și a făcut toate lucrurile, s-a uitat bine la ele, la tot ce făcuse, nu numai la unele dintre lucruri, la tot ce făcuse, și a declarat că toate erau nu bune, foarte bune. Când unul dintre noi zice că un lucru e bun, e cu semnul întrebării. Sau când unul dintre noi zice că lucrul ăla e rău, e mare prostie, nu e bine ce s-a făcut, nu e bine cum s-a făcut, e cu semnul întrebării. Dar când Dumnezeu zice, uitându-se la un lucru, El care cercetează gândurile noastre, simțirea noastră, El știe ce simțim, cei din jurul nostru nu știu, dar El știe în cele mai mici amănunte ceea ce simțim. Când Dumnezeu spune despre un lucru că este foarte bun, lucrul acela categoric, fără niciun semn de întrebare, lucrul acela este foarte bun. Imaginați-vă că a pus în noi tot ce poate fi mai bun. Uitându-se în ziua șasea la, și la oameni, la Adam și la Eva, la tot ce crease, a zis: toate aceste lucruri sunt foarte, foarte bune. Am urmărit un reportaj în care cineva a făcut o crimă. Și n-au reușit să-l prindă. Își ascunsese atât de bine faptele, era polițist, știa cum merg investigațiile și știa foarte bine cum se ascundă faptele, cum se ascundă urmele, toate urmele,
Chiar pistolul cu care împușcase pe o tânără l-a demontat bucăți și după ce l-a demontat bucăți, a aruncat tot ce știa că poate să fie un indiciu care să-l incrimineze. Și a cumpărat altă țeavă la pistol și cercetătorii aceștia care au studiat cazul au găsit urme atât de fine, atât de fine urme, încât l-au prins. Cu greu, dar l-au prins. Au găsit în casă tot felul de scule. Flești, patenți, lumbernițe. A căutat o singură unealtă care a lăsat o mică zgârietură pe tocul pistolului. O zgârietură de, cred că, un milimetru, poate nici atât. Și a căutat care unealtă a fost aceea, dacă ea se află în casa lui, care a provocat acea mică zgârietură. Ca să aibă dovada că el a demontat pistolul. Și au găsit o unealtă care avea o mică defecțiune, un milimetru acolo. El nici nu știa de lucrul ăsta, s-a gândit la toate, dar nu, n-a văzut lucrurile așa cum trebuia. Și a fost primul indiciu. Iar după aceea, zice că au găsit și niște gloanțe undeva și le-au supus unui proces în care au măsurat molecula plumbului. Au spus la radiație și au măsurat masa unei molecule. Vă imaginați ce studii au făcut cercetătorii aceia? Și au descoperit că gloanțele acelea găsite nu știu pe unde erau tocmai gloanțele lui. Erau similare cu ceea ce au găsit și l-au prins. Totuși, amănuntele acestea sunt nesemnificative în ceea ce privește modul în care privim pe cei din jurul nostru. Ar trebui să știm totul la moleculă despre cei din jurul nostru ca să ne putem face o imagine. De ce a făcut cu tare faptul acela? De ce? Dacă a făcut-o el sau ea sau n-au fost ei de vină? Totuși, Dumnezeu are un mod de a privi lucrurile. Spune în Geneza, capitolul 1, versetul 31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Spuneți-mi, ce vă zice versetul acesta? Și noi cercetăm, suntem gata ca detectivi să găsim o zgârietură de un milimetru pe caracterul semnului nostru. Sau suntem gata să zicem în dreptul unui semn, mare prostie și semnul ăsta. Așa și-au arătat mulți viața în dreptul semnelor pe care le-a lăsat Iisus Hristos și încă își mai ratează și astăzi viața. Iisus Hristos a lăsat semne în urma Lui. Așa să faceți. Și oamenii astăzi zic, mare prostie, unii, iar alții se uită bine la semnul acela și zic că acesta a fost lăsat tocmai pentru mine, pentru mine personal. Spuneți-mi, ce vă zice versetul acesta, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Noi dăm și noi la tot ce ne înconjoară și nu mai găsim, nu putem să spunem, pe bună dreptate, nu putem să spunem despre toate lucrurile că sunt foarte bune. Există defecțiuni în toate lucrurile. Mașinile pe care le avem, poate trupurile noastre, aerul care ne înconjoară, clima, scaunele din adunare au zgârieturi. Sunt urme lăsate de oamenii care au venit aici. E bine așa. E bine. E bine că nu sunt noi. Dacă ar fi rămas noi de atâția ani de zile, ar fi fost o problemă, înseamnă că pe oameni chiar nu-i mai interesează nimic. Spuneți-mi, ce vă zice pasajul acesta? Dumnezeu se uită la tot ce a făcut și declară că tot ce a făcut e foarte bine. Când am citit pasajul acesta, m-am gândit la mine. Și a zis, Doamne, oare de fiecare dată când fac ceva, eu mă uit la tot ce fac? Sau mă uit numai așa, în mare? E bine. Spăl mașina pe din afară, dar pe sub nu o spăl, nici pe la roți, că exteriorul se vede. E bine. Eu zic că e bine. Ce spuneți? Ce vă zice pasajul acesta? Să știți că, în ciuda multor prostii pe care le reclamăm în fiecare zi, pe lumea aceasta, să știți că au rămas încă foarte multe lucruri bune. Foarte multe. Lucruri nu bune, foarte bune. Știți ce? Care ar fi aceste lucruri? Care sunt cele câteva lucruri care au rămas foarte bune?
Poate că nu modul în care oamenii fac afaceri, dar pocăința din adâncul inimii este foarte bună? Este? Este foarte bună. A rămas. A rămas și în ziua de azi foarte bună. Spuneți-mi, botezul sau nașterea din nou este foarte bun? Este foarte bună. Că nu aud. Este sau nu este? Este. Este foarte bun. În ciuda a ceea ce vedem rău în jurul nostru, sunt lucruri care au mai rămas bune. Iertare. Vă place când cineva vă iartă? Ați greșit. Și vă iartă din tot sufletul. E bună iertarea. Vindecă. Sunt atâția oameni care sunt în spital din ziua de azi. Pentru că nu sunt iertați. Simt că nu sunt acceptați de societate. Ați văzut zilele trecute, sunt fel și fel de comentarii, de ce utarea a murit așa, de ce a făcut fața aceea, cum nu ne așteptam acum când totul părea că merge spre bine, de ce? Nu știm de ce. Nu e bine să speculăm. Cei care se ocupă cu speculații sunt speculanți. Zilele trecute a trecut un doctor pe la noi, pe la firmă, unde lucrez eu, s-a uitat la mine și mi-a zis, păi, mai pune pe tine măcar vreo 2-3 kg. Și am zis, aș vrea să pun, dar nu pot. Și zice, știi ce? Îmi spune omul. Zice, am avut o prietenă, o cunoștință de familie, care era slabă, slabă, slabă. Și zice că a plecat în străinătate și acolo durat câțiva ani de zile, n-am mai văzut-o, și la un moment dat, pe internet, o vede. Și schimbată total. Ce? Linuță, îmi ducea bine, zice că a întrebat-o, măi, ce ai făcut de te-ai îngrășat? Toată viața ai fost slabă, slabă și acum, dintr-o dată, și acea femeie îi spune doctorului, știi ce am făcut? Zice, m-am împăcat cu mine însă. Nu vreau să vă transmit ideea că eu nu sunt împăcat cu mine însă și eu încerc să mă împac pe mine însă, dar vreau să vă zic că sunt lucruri bune pe care mai putem să le facem. Și Dumnezeu se uită și astăzi la noi, se uită la ceea ce ne înconjoară, zice că mai sunt încă lucruri foarte bune de făcut. Iertarea, moartea față de sine, este un lucru foarte bun. Cine reușește să ajungă să moară față de sine însuși și să-și ucidă eul acela și egoismul, e un lucru, viața împreună cu Dumnezeu, este un lucru foarte bun. Iată că Dumnezeu se uită la o viață a unui om care trăiește cu el și zice, foarte bine. Foarte bine. Mijlocirea pentru salvarea celor căzuți este un lucru foarte bun. Și că numai Duhul Sfânt a inițiat această lucrare. Foarte bună. El este cel care mijlocește și oamenii care sunt călăuziți de Duhul Sfânt mijlocesc pentru cei care sunt căzuți. Mărturisirea păcatelor acolo unde trebuie. E foarte bună. E foarte bună. Când ai ceva pe suflet, să vii la Dumnezeu și să-i mărturisești. E un lucru foarte bun. Și astăzi. Nu știu de ce am putea zice, privind în jurul nostru, totul este rău, numai prostii. Mare prostie, cum zicea omul acela. Sunt și lucruri bune. Propovăduirea Evangheliei este un lucru bun, foarte bun. Este ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu să-l facem. Citirea, studiul Bibliei este un lucru foarte bun. Educarea copiilor, pentru cei care au timp să o facă, e un lucru foarte bun. Faptul că îi lasă la calculator, nesupravegheați, pe străzi, cu prieteni, este un lucru rău. Acela nu e foarte bun. Dragostea în familie și în biserică. E? Bună? Foarte bună. Vedeți, sunt atât de multe lucruri foarte bune care sunt în jurul nostru lăsate, corectitudinea în afaceri. Este foarte bună. Oamenii te recunosc, așa cum spuneam și la școala de sabat, văd dacă ești un om al lui Dumnezeu sau nu. Dar, așa cum spune Biblia, pe lângă toate aceste lucruri foarte bune, zice că nu este niciun om neprihănit. Niciunul măcar. Ci niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, care să aibă pricepere, să vrea să facă ceva, așa spune în Romani, capitolul 3. Să știți că noi putem să facem ca ceea ce se întâmplă în jurul nostru să fie mai bun. Nu noi singuri. Noi ajutați de Dumnezeu. Nu prin faptele pe care le facem noi bune. Însă, prin atitudinea pe care o avem,
prin ceea ce ne impunem să facem, putem să schimbăm totul în jurul nostru. Cu toate că Biblia spune că nu este niciun om neprihănit, totuși, noi ca și oameni păcătoși, suntem chemați să facem fapte bune. Și dimineața la lecțiune cineva a întrebat, păi de ce să facem fapte bune dacă ele nu aduc mântuirea? Există motive pentru care suntem chemați să facem toate lucrurile bine. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate faptele Lui erau foarte bune. Ne cheamă și pe noi, oameni păcătoși, mai mult sau mai puțin, nu contează, dar păcătoși, ne cheamă să facem fapte nu bune, ci foarte bune. În tot ceea ce facem să excelăm. Să nu lăsăm un lucru făcut pe jumătate sau un lucru care... ci să facem fapte foarte bune. Știți ce rol au faptele bune în viața noastră? Am găsit trei aspecte, dar sunt mult mai multe, care ating sufletul nostru, inima noastră și pe cei din jurul nostru. Când un om face o faptă bună, ajunge să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Cei care stau și nu fac nimic, când ajung în fața unui semn, nu pot zic decât mare prostie. Și ce-i cu asta? Sau eventual să zică, eu sunt cel mai arătos din lume. Însă când fac o faptă bună, îl înțeleg pe Dumnezeu, înțeleg ce înseamnă să faci bine, înțeleg ce înseamnă să fii bun. Omul rău este întunecat. El nu înțelege. Nu înțelege binele. Nu înțelege pe Dumnezeu, dar făcând fapte bune, umblând în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte pentru fiecare dintre noi, omul ajunge să înțeleagă pe Dumnezeu. Știți ce zice un pasaj? Frica de Domnul este ce? Începutul înțelepciunii, dar într-un alt pasaj legat de ceea ce vorbim noi acum, frica de Domnul este urârea răului. Nu pot să urăsc răul decât dacă fac bine. Având o viață în care fac lucruri foarte bune, încep să le urăsc pe cele rele. Știți că sunt meseriași și meseriași. Eu am văzut la firma la care lucrez oameni care fac mâncare foarte bună și oameni care o fac așa cum scrie la carte. Doamne, trebuie să bag atât, bag atât, fac aia, bag aia. Le bag, amestecă moale. Oameni care îți repară mașina foarte bine și oameni care după ce s-a reparat-o te mai duci de vreo 3-4 ori și mai plătești câte un pic. Că nu-i ceea ce au crezut ei din prima și au uitat să strângă și un șurub. Cu câteva vreme în urmă era să împice caseta de direcție. Pentru că omul uitase să strângă șuruburile. Și după încă puțină vreme mi-a căzut scutul. Am oprit mașina și mi-a căzut jos. Și a terminat pe jos. Bine că n-am avut viteză. Cine știe câți oameni ar mai fi fost nenorociți. Ar fi mers pe o mașină și ar fi dat în parbrizul altora sau ar fi lovit pe cineva. Pentru că oamenii nu-și propun să facă lucruri foarte bune, ci numai lucruri. Și atât. Atunci când faci lucruri foarte bune, începi să-L înțelegi pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu. Cum este El când face faptele foarte bune? Atunci când face fapte bune, îți supui eul. Știi de ce? Pentru că în firea noastră nu este să facem foarte bine. În firea noastră este să facem bine pentru noi. Dar când faci lucrurile foarte bine pentru alții, atunci eul tău nu mai are întâietate și este supus și suntem chemați să ne educăm firea noastră păcătoasă, pământească, să o dăm la o parte și să ne educăm din toate punctele de vedere. În ceea ce privește îmbrăcămintea, în ceea ce privește vorbirea, oamenii se uită la noi, așa cum s-a uitat Dumnezeu în ziua șasea, și să zică, tot ceea ce face omul ăsta, chiar modul în care vorbește, este foarte bun. Modul în care se îmbracă, nu lasă de dorit. La școală de sabaticeași ceva despre diferența între secolul I sau și secolul XX. Care e diferența? Că atunci oamenilor le era rușine să umble dezbrăcați. Acum nu mai e nicio rușine. Este o bucurie, chiar o virtute. Vedeți? Căutăm să excelăm, să facem toate lucrurile foarte bine, așa cum spune că Dumnezeu a făcut toate lucrurile foarte bine și s-a uitat la El să verifice dacă ceva nu este în regulă, atunci să ne verificăm și noi înainte de a ieși pe stradă cum suntem îmbrăcați și ce spunem celor din jurul nostru. Purtarea, ascultarea, comunicarea dintre noi ar trebui să fie la cel mai înalt nivel. Suntem copii al lui Dumnezeu. Și mă bucur pentru toți cei care
fac lucrurile acestea, gândindu-se la pasajul acesta, că și Dumnezeu, până și Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut, a cercetat în cel mai mic amănunt și a ajuns la concluzia că tot ce a făcut este foarte bine. Noi suntem creați după chipul și asemănarea sa. Deci trebuie și noi să ajungem aici. Ca toate lucrurile pe care le facem, să le facem foarte, foarte bine. Avem pretenția de la cei din jurul nostru să ne facă lucruri de calitate. Și când cumpărăm ceva, să fie un produs foarte bun. Tot așa și noi înșine trebuie să ne dăm silința să facem toate lucrurile foarte bine. Foarte bine. Atunci când faci o faptă bună, ești un bun exemplu. Punctul 3. Și pentru cei din jurul tău, nu numai că ești un exemplu, ci poți să fii un model și să aduci salvarea pentru ei. Știți ce spune un pasaj din Sfânta Scriptură? Zice în felul următor, cine găsește o nevastă bună, adică care face lucrurile foarte bine, găsește? Ce găsește? Știți pasajul? Găsește fericirea. Oamenii care fac lucruri foarte bune, aduc fericire celor din jurul lor. Sunt necesare faptele bune, sunt necesare. Într-adevăr, ele nu ne mântuiesc. Mântuirea este prin credința în Iisus, dar sunt necesare. Sunt atât de multe motive pentru care, datorită cărora Dumnezeu ne cheamă, noi, cei care ne numim creștini, cei care ne ascultă, suntem chemați și Dumnezeu ne cheamă să facem fapte foarte bune. Un om care nu știe ce face, merge spre pierire, dar oamenii care știu ce fac și își impun să facă fapte foarte bune, oamenii aceștia au o direcție clară, merg spre cer. Am lucrat la 4 filme până acum, în aproximativ 20 de ani. Dacă stau bine să mă gândesc, în luna iunie, anul 1990, m-am angajat. Deci acum 20 de ani, prima oară. Și am lucrat la 4 filme de atunci. Și vreau să vă spun că un accent pe lucruri făcut perfect nu a fost pus niciunde decât la ultima filmă la care lucrez acum. A fost o lecție pentru mine, când un om care nu citește Biblia spune celor din firma lui, vreau ca tot ce faceți să fie făcut foarte bine. Și pune un accent deosebit, nu vreau să-l laud pe un om, însă decizia aceasta pe care a luat-o, indiferent care ar fi motivația, nu comentez acum, este o decizie bună, pe care trebuie să o luăm fiecare dintre noi. Calitatea lucrurilor pe care le facem este dată de noi înșine. De ce au ieșit lucrurile foarte bune când s-a uitat Dumnezeu? Pentru că El este foarte bun. Un om foarte bun face lucruri foarte bune. Un om așa și așa face lucrurile rele, ca să nu zicem așa și așa. Dacă oamenii pentru oameni pot să facă lucruri foarte bune, sau bune, să zicem, cum ar trebui să fie lucrurile făcute pentru Dumnezeu? Foarte bune. Când suntem chemați să facem o lucrare, de fapt noi nu o facem pentru Dumnezeu, o facem pentru cei din jurul nostru. Noi nu cântăm aici lui Dumnezeu. Cântăm pentru cei care, pentru noi înșine. E o rugăciune, de fapt. Când noi ne rugăm, nu ne rugăm pentru Dumnezeu, tot pentru noi înșine ne rugăm. Când ne gândim acasă, medităm la un subiect care va fi dezbătut aici, când facem școala de sabat, nu facem pentru noi, pentru Dumnezeu, ci pentru noi înșine. Dar cum ar trebui să sune lucrurile acelea pe care le facem pentru Dumnezeu? Cum ar trebui să fie? Foarte bune. Și de multe ori, mulți oameni se retrag. Ei zic, mai bine stau pe bancă, nu fac nimic, decât să fac ceva rău. Suntem chemați nu să stăm, ci să facem lucruri foarte bune. Să ne nevoim, cum spunea cineva. Este nevoie de un om nou ca să facă lucruri bune. Omul acela născut din nou, care face fapte foarte bune. Partea noastră este să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu va face lucrarea aceea foarte bine. Lucrarea la care noi ne-am pus la dispoziție. Credeți că Tatăl nostru Ceresc ar putea să facă ceva foarte bun prin noi? Credeți?
Ar putea să facă ceva foarte bun prin noi. Ar putea să facă, condiția ca noi să ne punem la dispoziția Lui. Toți oamenii sunt chemați să se pună la dispoziția Lui Dumnezeu. De ce să se pună numai la dispoziția celui rău? De ce să se împartă și oamenii ca și animalele în două categorii? Nu e bine, nu e drept așa. Cineva a făcut o observație și a zis, ați văzut ce diferență este între un porc și o lepădă? Zice, porcul când vede nămolul, ce mai mare plăcerea pentru el, zice, să te vădești acolo când mă ochii se văd. În rest nu mai vezi nimic în noi. Zice, lepăda n-ar face un pas acolo, se ferește cum poate și în apă curată își curăță penele. Ați văzut ce albă e? Și dacă nu reușește să și le curețe, de versare de petrol sau ceva, moare. Porcul nu moare. De ce să fie așa și în dreptul oamenilor? Când toate lucrurile au fost create de Dumnezeu foarte bine și când a pus în noi lucruri de foarte mare calitate pe care nu are nimeni, nu putem fi comparați cu animalele, nici prin gând cei care s-au uitat la animale și au zis că seamănă cu noi, oamenii aceia au văzut ca omul acela, indicator, au văzut prostii, mare prostie. Nu seamănă deloc cu noi. Sunt mamifere, dar noi semănăm cu Dumnezeu. El face toate lucrurile foarte bine, pentru că așa e natura Lui. Și aici trebuie să ajungem și noi. Să ne cercetăm faptele noastre. Și dacă faptele noastre sunt foarte bune, să dăm slavă Lui Dumnezeu, să zicem, Doamne, începem să semănăm tot mai mult cu Tine. Și îți mulțumim că prin Duhul Sfânt, prin nașterea din nou, suntem oameni noi, care facem lucrurile foarte bine. Aici suntem chemați. Aici ne cheamă Dumnezeu. Biblia și mediul înconjurător sunt pline de exemple pozitive și negative. Dar diferența între ceea ce se întâmplă în jurul nostru este dată de deciziile pe care le luăm fiecare dintre noi. Pomul bun face roade bune. La pomul rău n-are cum să facă roade bune. Omul bun face fapte bune. De ce le face? Pentru că faptele acestea îi sunt necesare lui, sunt o manifestare a naturii lui și pentru că altfel nu se poate. Omul bun face fapte bune pentru că nu poate să nu facă nimic. Așa cum Dumnezeu, care este foarte bun, a făcut lucruri, s-a uitat la ele și a zis că sunt foarte bune, pentru că nu poate să facă altceva, El este foarte bun, nu poate să facă decât fapte bune, tot așa suntem chemați fiecare dintre noi să ne gândim în fiecare zi ce am putea să facem mai bine. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Locul nostru este în familie și acolo trebuie să începem să facem faptele foarte bine. În familia noastră. Și apoi, familia care este locul întâi, așa a lăsat Dumnezeu ca familia să fie locul întâi în care noi să ne dezvoltăm, să fie prioritatea numărul unu pentru noi, și apoi biserica este a doua familie, al doilea loc întâi pe care Dumnezeu l-a lăsat, dar apoi, după familie, Dumnezeu ne cheamă să fim cei mai buni, să facem fapte bune. Iisus Hristos a murit pe cruce tocmai pentru ca noi să avem ocazia și posibilitatea să facem fapte bune. A zis, călcați pe urmele mele, pentru că veți ajunge să faceți și voi faptele foarte bine. Familia din casa ta și familia bisericii sunt locurile de adăpost pe care Dumnezeu le-a lăsat. Sunt lucruri foarte bune. Familia ta și biserica la care mergi este un lucru foarte bun, pe care mai dăine și astăzi și pe care Dumnezeu l-a lăsat tocmai pentru ca să fie un loc de adăpost pentru sufletul tău. Sunt locurile în care te dezvolți și ne dezvoltăm fiecare dintre noi. Dumnezeu s-a uitat la lucrurile pe care le-a făcut, la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Fiecare dintre noi, tu și cu mine, suntem chemați de Cel ce face totul foarte bine, să urmăm. Să facem și noi lucrurile foarte bine. Nu pentru ca oamenii să recunoască noi că suntem specialiști și experți în a face lucruri, ci tocmai pentru ca să avem bucuria că umblăm pe urmele Lui. Vreau să vă spun multe experiențe în care am văzut oameni făcând lucruri foarte bune. Foarte bune. Și de fiecare dată când vedem oameni de felul acesta, ne aducem aminte de Dumnezeu. Pentru că nu se poate să nu-ți aduci aminte de Dumnezeu.
Însă nu vă mai dau niciun exemplu. Aș vrea să vă gândiți, nu la cei din jurul nostru, gândiți-vă că dacă Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și și-a propus din start să facă lucrurile foarte bine și a cercetat și a ajuns la concluzia că tot ce a făcut a fost foarte bine, gândiți-vă în viața pe care o aveți de trăit. Cum puteți să faceți? Ce puteți să faceți? Care sunt lucrurile pe care puteți să le faceți? În așa fel încât, uitându-vă la ele și cercetându-le, să puteți să mulțumiți lui Dumnezeu zicând, Doamne, am făcut lucrurile foarte bine, îți mulțumesc ție. Gândiți-vă că trăim într-un veac descris de multe ori în Biblie, dau un exemplu, Matei, capitolul 24, un veac care nu are nimic ala de a face cu lucrurile bune. Și în veacul acesta, ticălos așa cum este el, suntem chemați, fiecare dintre noi, să-L urmăm pe Dumnezeu. Amin. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că tot ce făcuse erau foarte bune. Gândul acesta și chemarea aceasta să ne mobilizeze pe fiecare dintre noi și atunci când vom merge undeva, când vom face ceva, când ne vom trezi dimineața, să ne gândim că Dumnezeu ne-a chemat să facem lucrurile foarte bine. Nu avem puterea, știu. Suntem tentați să facem lucrurile cât mai repede, cât mai multe. Pentru că așa e alergarea în lumea aceasta. Însă avem posibilitatea, împreună cu Dumnezeu, să facem lucrurile foarte bine. El ne deschide în fiecare zi ocazii noi în care putem să facem lucrurile foarte bine. Să cerem aceste ocazii și, având în vedere că am luat decizia să-L urmăm pe Dumnezeu, să facem tot ceea ce ne stă în putință. Să ne cercetăm faptele și privind la ele și privind la Dumnezeu, să zicem, Doamne, îți mulțumesc pentru fapta aceasta pe care nu eram în stare să o fac până ieri, dar astăzi am reușit să o fac. E foarte bine, Doamne, ce ai făcut prin mine. Amin.